Salutare! În materialul de astăzi o să vorbesc puțin despre îngrijorări, de unde vin ele, de unde provin ele. Îngrijorările sunt peste tot, da? Cu toții ne îngrijorăm. Din păcate, îngrijorarea este componenta principală în anxietate și în depresie. Cercetările arată că îngrijorarea precede depresia și anxietatea. Adică te îngrijorezi în drumul spre depresie, din păcate. E bine, de unde vin aceste îngrijorări? Am să vă spun că din copilărie. Cu toate că foarte mulți copii n-am avut nicio problemă în ultima perioadă, dar m-am trezit, uite așa, peste noapte cu atacuri de panică sau cu anxietate sau cu ipocondrie, etc. Deci, îngrijorările vin din copilărie. Majoritatea celor cu îngrijorare cronică au un nivel crescut de traume în copilărie. Au trăit în familii în care au fost foarte multă critică, foarte mult stres, poate bătăi, poate alcoolism, părinți foarte, foarte severi și multe, multe alte aspecte. Apoi, de unde mai vine această îngrijorare? Vine din acei părinți care sunt extrem de protectori, exagerat de hiperprotectori și le transferă fricile lor copiilor. Dacă am avut cazuri, de exemplu, cu un tată care era ipohondru și își verifica copilul non-stop. Dacă îi apărea o bubiță, trebuia să se ducă la dermatolog să nu fie cancer de piele. Dacă copilul era mai palid sau avea cearcăne, că probabil era doar obosit, bineînțeles, era cu el la medic. De ce? Pentru că tata avea această problemă și o transfera, de exemplu, asupra copilului. Avem mame foarte îngrijorate, care nu alerga că o să cazi și dacă o să cazi, poate îți rupe o mână. Ai grijă, pune căciula în cap, nu transpira, vezi că o să te îmbolnăvești, dacă mânci înghețată, o să te doară gâtul. Și atunci, bineînțeles că acest copil ce învață? Învață că lumea este nesigură, este un loc nesigur. Normal, și aici încep mugurii îngrijorărilor. Mai vin îngrijorările de la cei care au avut părinți care le-au neglijat emoțiile. Și emoțiile sunt foarte importante. Noi, ca părinți, avem datoria să ne învățăm copiii să-și trăiască, să le simtă, să le recunoască, să recunoască emoțiile. Și am să vă dau un exemplu pe care l-am învățat de la François Dolto. Cum să ne învățăm copiii despre emoții, de exemplu? Să presupunem că suntem în parc și vrem să plecăm acasă, cu toate că am spus copilul mai a jumătate de oră, 15 minute, 5 minute, mă rog. Și în momentul în care tu iei copilul să-l duci acasă, copilul începe să plângă, să facă mici crize, cum spunem noi, în parc și el nu înțelege, el oricum se sperie de emoțiile pe care le are. Și atunci ce putem face noi ca părinți să-și identifice emoția? Îi spunem în felul următor. Ok, înțeleg, ai mai fi vrut să stai în parc. Acum ești frustrat sau acum ești furios. Și atunci copilul, dacă de fiecare dată când îi se întâmplă chestia asta, tu îi spui lucrul acesta, el zice, a, deci asta e furie? A, deci asta e frustrare? Ok. Bun, deci mama mă înțelege. Sau, de exemplu, vede un copil în parc că plânge. Tu poți să-l întrebi, uite, îl vezi pe copilul acela, ce face copilul? Plânge. Oare de ce crezi tu că plânge? Sau ce crezi că simte el? Dacă nu o să știe să spună, sigur că îl ajutăm. Poate să zică, păi e supărat. Păi hai să vedem, oare cum se simte el? Dacă iarăși nu știe să spună, tu ca mamă sau tată poți să spui, ok, eu cred că e trist pentru că l-a lovit copilașul celălalt sau e furios pentru că mama lui vrea să-l ducă acasă. Și atunci, în momentul în care va fi adult și va avea o situație, să zicem cu șeful, și o să-l vadă că e furios, el o să identifice emoția și poate că pe criză nu o să spună sau să facă ceva, pentru că în criză oricum nu rezolvăm nimic. Dar ea își zice, a, deci asta e furie, asta e tristețe, asta e rușine, asta e vinovăție și așa mai departe. Da? Deci e foarte important să le vorbim copiilor despre emoții, nu să le inhibăm. Nu plânge că ești mare. Băieții nu plâng. De ce legătură are asta? Adică nu e regulă. Nu e ok să le băgăm supreș. Emoțiile trebuie recunoscute.
Da? O altă zonă din care vine îngrijorarea este atașamentul nesigur. Sunt acei copii care nu pot conta pe părinții lor. Sunt acei părinți care amenință cu sinuciderea. Și am avut și aici o grămadă de cazuri în care, ca adult fiind, bineînțeles, a venit cu probleme de anxietate, probleme în atașament, da? Avea o mamă care toată copilăria amenința cu sinuciderea. Copilul ăla stă într-o îngrijorare permanentă, că ce o să pățească mama, ce o să pățească tata. Sau plec de acasă, nu mai vreau să vă văd, nu mai vin înapoi. Ok, copilul din nou trăiește în îngrijorare, da? Copiii care au avut părinți cu tentative de suicid vor sta permanent cu grija mama să nu pățească ceva. Da, dacă mama se sinucide, da, dacă tata se sinucide, da? Sau copii din familiile a căror părinți, din păcate, mor în accidente, de boli și alte lucruri de genul acesta. Încă o sursă a îngrijorării din copilărie este rușinea. Rușinea, într-un fel, e boală națională la români. Să nu mă faci de rușine, dar cum să te duci tu îmbrăcat așa că te faci de rușine? Dar ce ți-ai luat tu blugii aia tăiați că te faci de rușine, că mă faci de rușine, dar ce o să zică lumea? Dar nu te duci tu îmbrăcat așa la biserică că ce o să zică lumea? Și atunci acești copii o să crească cu frica că ceilalți îi vor vedea defecți sau inadecvați. Și foarte mulți din acești copii au anxietate socială și copii și adolescenți și adulți vin cu anxietate socială pentru că au impresia că tot timpul cineva cu lupa pe ei să-i vadă pe ei cum se fac de rușine. Da? Deci, foarte, foarte important noi ca părinți cum relaționăm cu copiii noștri și țineți minte că majoritatea celor care se confruntă și copii, și adolescenți, și adulți cu anxietăți sunt din relația lor cu părinții, cum au pus ei problema cu acei copii. Deci noi le transferăm foarte, foarte multe lucruri. Într-adevăr, există și o componentă biochimică care ține de o vulnerabilitate de fond, dar nu este atât de relevantă cât mediul în care noi ne dezvoltăm.